Pe parcursul lunii mai, la nivelul județului Hunedoara au fost încadrate în muncă 444 de persoane, între care 232 au fost femei. Acestea au avut șansa de a-și găsi un loc de muncă prin intermediul programelor oferite de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara. Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 202 persoane au peste 45 de ani, 75 de persoane au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 40 de persoane au între 30 și 35 de ani, 50 de persoane au între 25 și 30 de ani, iar 77 de persoane sunt tineri sub 25 de ani. În baza de date a AJUFM Hunedoara s-au înscris în luna mai 2024, ca persoane în căutare de loc de muncă, 86 de tineri niți, cu vârste între 16 și 29 de ani. În funcție de rezidență, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 302 provin din mediul urban, iar 142 de persoane sunt din mediul rural, a declarat George Tatomuța, director executiv AJUFM Hunedoara. Din numărul total de persoane care au fost angajate în luna mai a acestui an, prin intermediul AJUFM Hunedoara, 40 de persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Pentru integrarea pe piața muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a Agenției Teritoriale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în a cărei rază au domiciliul sau reședința, beneficiază de pachete personalizate de măsuri active privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă modificată și completată.